Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit pe acest canal la microfon Cristian Ivaneș. Astăzi nu vedeți în spatele meu decorul obișnuit cu cărți, ci suntem într-o sală de curs cu studenții mei de la Relații Internaționale Studii Europene la Universitatea Sapienția din Cluj, cu o temă pe care de mult aș fi vrut să o abordez. Ne vedem toți, suntem relaxați, e în regulă. Unii dintre ei sunt din secuime, unii nu sunt din secuime, sunt toți maghiari. Și discutăm despre limba română și despre cum e învățată ea și de ce nu e învățată cum trebuie în școlile de unde vin ei și, în general, în școlile din spațiul de limbă maghiară din România. Cred că o temă interesantă. Dragilor, bine ați venit! Nu știu cu cine să încep, ori cu cine am vrea. Hai să zicem cu cineva din secuime. Care e din secuime? Voi două, așa? Da. Tu ești? La Târgu Secuiesc. Din Târgu Secuiesc. Îmi spunea Adina ori, eu vorbesc românește așa și așa. Stau puțin cu spatele, dar cred că ne vedem toți. Care crezi că e problema cu modul de a preda limba română în secuime? Și apoi o să revenim și la alte zone decât cele din secuime. Toată lumea... Zi mai tare. Toată lumea sunt maghiară. Și nu am prieteni române. Și asta e o problemă foarte mare. Ok. Din opinia mea. Da. Și la școală învață română limba maternă. Ca și când ar fi limba maternă. Da, și nu am dat un... Explicarea. Nu am primit un explicare, hogy szabály, regulile limba română și... Adică ea a fost predată ție ca și când ai fi fost româncă. Nu? Da. Ca la român. Ok. Și, de exemplu, nu... Eu nu înțelege gramatica, propozițiile române. Cuvintele știi, dar gramatica foarte greu. Și... și are multe timp să învățăm. Ok. Cum crezi că ți-ar fi putut face mai bine chestia asta? Ca astăzi să fi vorbit mai bine decât vorbești acum. Cum s-ar fi putut preda limba română? Cuvintele. Atunci, uitai tot acum la mintele da. Cum s-ar fi făcut mai bine? Ca și limba străină. Ca limba străină. Da. Spune-te. Tu ce părere ai? Cum te numești? Eu sunt Bențe, Bot Bențe și sunt din Cluj. Dar deja ai cu totul altă lume. Da. Și la Cluj, nici eu nu vorbesc corect în românește. Dar cu totul altfel? Încerc, da. Ok. Da. Și cred că în școală a fost... bine predat limba română, dar eu am fost întotdeauna foarte leneș. Ah. Și n-am învățat prea mult și am multe prieteni maghiari, pentru că în Cluj există o foarte mare societate maghiară și acolo am fost confortabil. Uite, mă las să vină aici între voi, ca să ne vedem puțin mai bine. Dai liniștit. Nu trebuie să te ridici. Mulțumesc frumos, stăm în bancă cu toții. Ca și un student. Absolut. Dar eu n-am nici în plus, absolut nimic față de acești copii minunați, știți, care sunt extraordinari și de care sunt foarte mândru. Și stăm aici împreună și stau și mă gândesc, oare, în cazul tău, cum ar fi fost mai bine să se predea limba română? Ca limbă străină? Cred că da. De ce? Pentru că, din exemplu, engleză. Ok. Cred că vorbesc mai bine în engleză decât în românește. Serios? Da. Pentru că engleza a fost predată ca o limbă străină. Aha, foarte interesant. Atât. Ok, foarte interesant. Bun. Hai
Hai să trecem la următorul nostru coleg. Eu sunt din Reghin. Da. Județul okay. Mureș. Cum te numești? Sandor. Sandor. Tu ce crezi, Sandor? Eu nu am prieteni români. Nu ai. Nu am, nu am. Asta e greșeala mea, cred. Dar nu ai vrut tu? N-am vrut eu. Intenționat, nu ai prieteni români? Nu. De ce? Din cauza că nu pot să vorbesc așa de bine românești. De asta? Din cauza asta? Da. Adică ți-a fost un pic rușine da. Să abordezi un potențial prieten român pentru că să nu zică ăla că nu știi românește? Da, da, exact. Destul de bine, destul suficient de bine. De bine. Da. Ok. Interesant, da. Și la școală cred că n-a fost pus accentul pe gramatică când a fost predat... La Reghin. La Reghin. Aha. Dar în Reghin sunt mai mulți locuitori români decât maghiari. Ok. Deci acolo a fost predată limba română ca limba maternă. Absolut. Și deci eu pot să vorbesc mai bine în limba română decât în limba engleză, într-adevăr, dar totuși nu așa de bine decât... Decât ai fi vrut? Da. Și, și care a fost cel mai mare bai? Cea mai mare problemă? Faptul că s-a predat ca pentru români, ca limba maternă? Cred că da. Asta a fost problema cea mai mare? Cred că da. Pentru că copiii maghiari ajung în școală fără să știe românește. Da. Sau foarte, 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 foarte puțin. Puțin. Și se trezesc cu niște cerințe de limbă română foarte mari. Așa e? Da. Și voi ce ați trăit, apropo de chestia asta, prima și prima dată v-am gândit, v-ați speriat, v-a speriat chestia asta? Adică, puu, wow, puu, ne vorbește, nu înțelegem aproape nimic ce se zice. Serios? V-ați speriat tare? Oare ne vedem? Zi, tare, hon. Da, foarte. V-a speriat? Da. Aha. Stres. Stres? Da, când vorbesc române foarte. Da? Da. Rovesat. Stresat. 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 Tu de unde ești deloc? Târgu. Din Târgu Secuiesc. Din Târgu Secuiesc. Și colega noastră, tot din Secuime, nu? Da, din Sovata. Din Sovata. Aceeași problemă și la tine? Da. Exact aceeași problemă? Da, și eu n-am zis... Ne vedem? Cred că ne vedem. Cineva care vorbește... Fă un pic cu mâna asta, să ne vedem. A, da, se vede, se vede, scuze. Cum? Scuze. Eu nici n-am auzit cineva cine vorbește în limba română. Înainte să mergi la școală? Da. Absolut, tu n-ai auzit limba română înainte să calci la școală, deloc. Nu. Păi, normal. N-ai avut unde, nu? Adică părinții sunt maghiari, rudele sunt maghiare, prietenii sunt maghiari. Asta este. Lumea ta e maghiară. Mm. Și ai ajuns la școală și acolo ți s-a cerut o limbă română. Și ce ai făcut? Nimic. Ok, dar totuși, nu. Te-ai speriat? Da. A fost cărțile care trebuie să au citiți. Ok. Și n-am înțeles nimic. Ok. Și cum te-ai descurcat? Adică, ok, citea. Okay. Ai, ai învățat pe de rost? Ai învățat pe de rost? Da. Pe de rost? Adică, by heart? Mm-hmm. Ok. Mama mea a ajutat. Ok. Când trebuia să citim ceva. Da. Ar fi fost mai bine dacă ar fi fost predată ca o limbă străină, limba română? Da. Adică ai fi știut mai bine astăzi? Ai fi știut mai bine românește? Mm-hmm. Ai fi putut vorbi mai bine? Mm-hmm. Mă înțelegi greu, așa e? Da. Da. Eu pot da. Da, asta este. Probabil și corect, dar și voi, dacă s-ar fi predat ca limbă străină, da. Ar fi fost altceva. Nu? Mai puțin stresant? Mai puțin, dar... Și mai eficient ca să poți vorbi după aceea. Da. Uh-huh.
Bine. Bineînțeles, noi am avut... Scuze, că revin la tine imediat. Am avut profesori care au predat limba română, dar ei au fost maghiari. Da. Dar cum au trecut anii... Au fost români. Au fost români. Care nu mai vorbeau maghiară. Nu mai vorbeau. Nu mai puteau ajuta cu traducere, cu ce înseamnă asta, cu... A? Nu. Și a deci, fost mai greu. A fost mai greu, așa e? Da. Cu descurcare. Da. Și la voi a fost tot așa la Cluj? Profesori maghiari de limbă română? Sau de la un punct încolo au fost români? A fost români. Români, toți. Care nu știau române, nu știau maghiară, scuze. Nu știu ceva, dar... Slab. Am vorbit în românește. Da. În orele. Da? Da. Am înțeles. Și tu ai aceeași convingere ca și Sandor, apropo de prieteni români, în sensul că știu destul de prost, mi-e rușine. Mai degrabă mă limitez la lumea mea? Nu prea. Știi ce te întreb, așa? Da. Cred că n-am avut șansă să cunosc români. De ce? Și din cauza limbii? Nu, pentru că Cărizet. Te gândesc în jurul tău? În jurul. Ah, n-ai avut în jur? N-am avut, efectiv, români. Aha. Poate și asta a fost motiv, că neavând cu cine să vorbești, neavând interacțiune, da. Nici nu poți să-ți dezvolți limba, nu? Exact. Ai fi vrut să ai mai multă? Nu prea, dar este foarte util. Este așa? Da, dacă... Nu știu. Era mai bine dacă ai fi avut. Da, cred. Pentru că acum nu pot să spun nicio mondat. Nicio propoziție corectă și nu este prea bine așa. Da. Chestia asta s-ar fi putut evita ușor dacă limba română s-ar fi studiat altfel decât se studiază astăzi. Ca o limbă străină. Pentru că pentru voi limba română este o limbă străină. Până la urmă, nu? Da. Hai să fim serioși. Și altfel o deprinzi dacă ți se predă așa. Bun. Fetele, la tine rămăsesc. Scuze că mă întorc așa. Tu de unde ești? De lângă Oradea. Cum te numești? Ana. Tu cum? Vorbești bine, vorbești mai puțin bine? Păi mai bine, dar... Zi mai tare. Hai mai aproape. Da. Nu la școală am învățat. Nu la școală? Nu. Am fost într-o școală română, dar în clasă maghiară. Aha. Adică într-o școală mixtă, da. Nu? Da. Având și clasă maghiară și clasă română. Păi o singură clasă maghiară. Ok. Și am fost doar 5 persoane în clasă. Uh-huh. 5? Da, așa că nu prea am avut prieteni din clasă, mai mult din alte clase române. Și mereu au râs de mine când nu am vorbit corect română. Au râs? Da, și le-am zis să nu mai râdă, ci să mă corecteze mai bine. Așa, da, corect, foarte bine, așa este, să te corecteze. Da. Și după aia, cumva mi-am dat seama de gramatică. Cum se zice? Dar vorbești foarte bine, să știi. Da, din cauza asta, nu la școală am învățat. Deci te-ai ambiționat tu. Da. Ai zis, ok, acum vreau să învăț. Da. Să nu-și mai bată joc de mine. Da. Să nu mai râde de mine. Așa e? Te deranja când râdeau de tine? Da, și m-am simțit foarte josnic. Umilită. Da. Am înțeles. Chestiile astea sunt cunoscute foarte puțin, să știți, de către noi în România în general. Dificultățile pe care le au copiii maghiari, nu doar secui, vedeți că nu doar secui, ci și alții decât secui, în a învăța limba română. Nu că n-ar vrea, pentru că sunt absolut sigur că toți ați fi vrut să învățați
Nu? Eu am spus că am fost leneș. Bun, ok. Le... În secuime, dacă în secuime nu prea sunt român și chiar nu au șansă da. Să învețe. Deci eu zic că am avut noroc că m-am născut acolo. Da. Că am învățat. Da. Am înțeles. În secuime... În secuime n-ai cu cine. Pățești ca și colega noastră care ajunge la școală fără să fi auzit măcar cum sună limba română. Nu? Păi în... Udvare. Odorhechi, 95% parcă sunt maghiari. Da. Nu au de unde să învețe. Absolut. Deci evident că pentru acești oameni trebuie să ai un proiect foarte diferit decât pentru copiii din Bacău, nu? Sau din Tulcea, sau din Teleorman, sau chiar din Timișoara, sau Timiș. Da. Bun. Colega noastră. Din Reghin. Mă întorc, nu știu cum să mă întorc, să nu stau cu spatele. Hai mai aproape, vine tare, să se audă. Și eu am fost foarte... Cum te numești? Anita. Și eu am fost foarte leneșă și nu prea am învățat română. Cum nu, că... E ok. Știu să vorbesc, dar greșesc foarte mult. Până acum n-ai greșit nimic. Încă. Încă. Și eu simt că vorbesc mai bine engleză decât română. Serios, da? Da. Okay. Asta pot să zic 100%. Înseamnă că vorbești engleză splendid, dacă vorbești ca român. Foarte bine, foarte bine. Am avut profesori foarte bune, dar nu știu cum, undeva am greșit și eu. Am o prietenă româncă. Da? Da, dar am fost într-o situație când au râs de mine. Au râs? Da. Inclusiv prietena? Și ea și alții. Aha. Când am început să vorbesc și... Au râs pentru că vorbești rău. Da. De-aia au râs. Și am greșit foarte mult. Aha. Și se simte în... cum vorbesc, adică... În accent? Da, în accent, că nu sunt româncă. Bun, asta se simte. Dar poți vorbi foarte corect chiar și cu accent. Nu e nicio problemă. Și cum ai reacționat când au râs de tine? Cum te-ai simțit? Mi-am preferiat rușine. Rușine? Da. Da? Ai simțit rușine? Da. Ok. Și după aceea nu am ieșit cu el. Cu ei. Și s-a terminat acolo. Da. Da? E de înțeles. Da. Vedeți? Astea sunt chestiuni pe care noi nu le știm. Sau pe care le știm și le ignorăm. Și nu e regulă să le ignorăm, pentru că problemele sunt reale. Acești oameni chiar doresc să vorbească. Unii sunt mai leneși, cum zic că sunt, dar asta nu înseamnă, eu nu cred că tu ți-ai propus la modul intenționat, nu vreau să vorbesc românește. Nu? Nu cred că s-a întâmplat asta niciodată. Așa e? Am fost paralel. Am înțeles. Până acum. Până acum. Da. Ziceți. Nu, mă gândeam la următoarea chestie și cu asta o să ne apropiem de final. Voi unde vă vedeți viitorul? Peste câțiva ani? În România? În alt loc? În vest? În secuime? Acasă? Unde e acasă? Ce veți face peste câțiva ani? Eu aș vrea să rămân în țară. În care țară? Aici, în România. Ok. De ce? Păi, eu consider că aici am născut, aici trebuie să fac o carieră. Uh-huh. Ok. Pentru că și aici, în România, poți să faci o carieră. Absolut. Da, poți. Bună. Poți. Cum să nu? Sigur că da. Da. Da, trebuie învățat limba română mai bine decât vorbesc acum, dar... Crezi că se poate învăța mai bine? Da. Se poate. Se poate. Cum? Acum, la vârsta asta, în situația asta? Păi, de exemplu, citit. Prin citit cărți. Da, e o bună posibilitate, așa este, prin citit cărți. Să am prieteni români, deja să nu fiu așa ca cum am fost. Ai vrea chestia asta? Acum, da. Și încep să faci niște pași? Da. Dar e și normal, până la urmă, nu? Adică urmă, e banal. Da, ok. Asta e o chestie foarte faină. Și mersi că ne-ai zis-o.
Eu încă e grand, nu știu. Grea întrebare, așa e? Prea mare. Încă nu știu. Ceea ce vine în viață. Am înțeles. Pot să rămân, pot să merg. Țara e liberă, poți să alegi orice. Îți propui să, nu știu, să înveți românește mai bine sau... Vreau. Sau e indiferent, chiar nu contează. Vreau să învăț un pic mai bine pentru că e util dacă stau aici. Uh-huh. Și dacă nu, pentru că... Exact, și dacă familia nu. Mea, și dacă nu. Ești aici, când vin, este foarte practic. Da. Că pot să merg în magazin și pot să spun pentru... Ala rușitul. Vânzător. Ce vrei, da. O pâine în limba română. O pâine în limba română. Apropo de pâine. Fetele, ce părere aveți? Cele care știți mai puțin bine. Nu știu, doar te vezi de mine? Că nu văd până acolo foarte bine. Nu știu, vrei să înveți mai bine? Da, dar cum ți-ai imaginat că poți să învăța mai bine? Îmi cer scuze că stau cu spatele, dar nu pot vorbi cu copiii ăștia minunați altfel. Anul acesta înscris curs de română. Să te vezi la cameră. Înscris... Vino mai așa. Super, perfect. Mulțumesc. M-am înscris... Te-ai înscris la un curs de română? Da. Serios? Te-ai da. Unde? La Cluj? Online. Online. Da, o săptămână, două ori. Aha, și de două ori pe săptămână. Da, și are multe teme, gramatică și fiecare... Ce chestie faină! Și fiecare zi învățăm limba română o oră sau două. În fiecare zi? Da. Stai intensiv? Da, da, dar greu, foarte. Na, e greu, pentru că ai ajuns la, nu știu, 20 de ani sau cât? Da. 20 de ani? Imediat. 20 de ani. Dar încerc. De admirat. Bravo. Mulțumesc. Dar merge totuși ușor, ușor? Da. Încet, dar merge. Și tu? Te-ai gândit la o chestie de genul ăsta și tu? Da. Da? Da. Deoarece o să fie bine dacă pot să vorbesc. Oare te vezi? Dă un pic din mână. Cred că da. Da. Ok. Adică, tu te-ai gândit așa, e mai bine dacă știu decât dacă nu știu. Da. Evident. Vedeți ce greșeli mari se fac de către statul român? Copiii ăștia ar fi vrut să știe toți bine. Și nu știu și vorbesc, cum i-ați auzit vorbind, nu din vina lor. Bine, unii spun că au fost mai leneși, dar și leneși fiind, tot s-ar fi prins mult mai bine dacă s-ar fi făcut altfel. Ești de acord? Cred că da. Bun. Ok. Cine a mai rămas cu opiniile? Ana? Parcă? Bine am zis? Am ținut bine în minte. Tu n-ai probleme, tu ești ok. Da. Nu? Din punctul ăsta de vedere, cel puțin. Și probabil de asta mai o să rămân aici în țară. Da? Așa cred. Uh-huh. Am înțeles. Voi v-ați gândit să plecați? Sau nu v-ați gândit încă la nimic? Nu știu. Nimeni nu știe. E de vreme. Mai este timp. Da. Ok. Eu m-am gândit să plec din țară. Serios? Da. Ca și milioane de români? Adică nu ești. Sincer, da, dar acum nu știu. Încă nu știu. E de vreme. Dragilor, mulțumesc. Asta a fost o experiență pentru mine absolut incredibilă. Și cred că pentru foarte mulți din cei care ne privesc. Pentru că mulți spun, maghiarii din România, nu știu românește, nu vor să învețe. Nu e adevărat. Nu că nu vor să învețe. Sunt învățați prost. Și ați văzut mărturile acestor oameni minunați. Ce v-au spus? Șandor, închei tu? Închei eu. Hai să vedem. Ce concluzie putem trage la final? Înainte să stingem lumina, să plecăm acasă toți. Păi, în fine, se poate învăța în limba română perfectă, indiferent de indiferent câți ani ai.
A, bineînțeles, sigur că da. Și la 20 de ani, nu? Da, apropo se de poate... colegele noastre din spate. Trebuie să ai o carotă. Ambiție. Uite cine spune. Uite cine spune. Bravo. Așa, ambiție. Cu ambiție. Da, da. Bravo. Trebuie să ai ambiție și se face. Da. Bun. Dragilor, mulțumesc frumos. Emisiunea asta are loc după curs. Suntem obosiți puțin. Dar cred că ne-a prins bine. Un picuț de altceva. Vă mulțumesc mult. Fetele, băieții, cu băieții se dă mână. Mulțumesc frumos. La fete mulțumim. Și în încheiere vă spun ca de obicei că vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți acest canal și vă abonați la el, recomandați și altora spre abonare. Mulțumesc pentru faptul că intrați pe Cristian Ivaneș Oficial, pe Facebook, pagina oficială a canalului. Și mulțumesc pentru faptul că îl susțineți. A fost la microfon Cristian Ivaneș din sala de curs. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei să auzim numai de bine. Toate bune! Gata, mergem acasă și vă mulțumesc!